Bine v-am regăsit, dragii noștri cititori, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul unei noi campanii desfășurată pe site-ul editurii Herald, Cabala, Puterea Cuvântului și Alchimia, o campanie nouă, iată, la început de an. Nu uitați, bineînțeles, și de toate înregistrările, materialele, interviurile cu invitații noștri speciali. Astăzi, în cadrul acestei frumoase campanii Cabala, Puterea Cuvântului și Alchimia, este alături de noi Andreea Tincea, senior editor Herald, coordonator al colecției Sefer, pentru că despre colecția Sefer și nu numai, și despre colecția titlurilor din colecția Quinta Esenția vom vorbi și am ales astăzi pentru dumneavoastră o carte frumoasă, o carte care mie cel puțin mi-a plăcut foarte, foarte mult. Este vorba despre Muntele de Aur, minunatele povestiri hasidice despre rabinul Israel, Baal Shem Tov, și despre strănepotul său, rabinul Nachman, recuperate de Levin Meyer din surse ebraice, o carte publicată în colecția Sefer a editurii Herald și care, așa cum vă spuneam, face parte din campania Cabala, Puterea Cuvântului și Alchimia. Muntele de Aur este o colecție de povestiri hasidice, culese din surse rusești și poloneze, până la apariția lor timp de 1000 de ani, geniul popular iudaic, care făurise, putem spune, povestirile Bibliei și parabolele neprețuite din Talmud, nu mai crease nimic. Iată, Meir Levin a readus la suprafață pânza minunată a acestor povestiri pline de luminozitate și cunoaștere, atât de apreciate de generații întregi de copii evrei, de părinții lor și de maestri precum Shalom Ash, poetul filozof Martin Buber și mulți alții. O carte pe care vă o recomandăm cu drag, Muntele de Aur în colecția Sefer. Andreea. Bună, Sorin, bună ziua tuturor! Mă bucur să fim încă o dată împreună și să vorbim despre o carte care pentru mine și pentru mine, cum spuneai și tu, este extrem de prețioasă. Extrem de prețioasă. Invitația de a vorbi despre această carte mă încântă și pentru că până acum, de la apariție, nu am reușit să o prezentăm publicului de prea multe ori, însă toate la timpul lor. Muntele de Aur. Muntele de Aur este, în primul rând, genul acela de carte pe care un copil ar trebui să aibă șansa să o găsească în bibliotecă, în biblioteca de acasă, în acele momente tainice, când după ce poate că a învățat deja să citească, știe că undeva, în raftul de sus, ascunsă într-un colț, este acea carte magnifică care are și desene ciudate despre care magnetizat vrea să înțeleagă ce mistere povestesc. Are și poveștile acestea care depășesc limita vieții lui de zi cu zi și intră într-o sferă în care nu se vorbește neapărat despre magie, despre ritual, despre simbol, despre Dumnezeu, dar mintea lui, într-un sens foarte mai degrabă instinctiv, reușește să cuprindă aceste informații și să le catalizeze într-o imagine despre ceea ce înseamnă divinitate și despre ceea ce înseamnă magia vieții. Este, dacă vreți, parte și din acele experiențe de citit. Nu știu câți dintre dumneavoastră au avut acasă, mă scuzați, sunt oameni care sper că s-au conectat la Muntele de Aur și sunt cu noi. Nu știu câți dintre dumneavoastră vă amintiți despre acele basme fermecate rusești care te fascina de la copertă. Și inclusiv Muntele de Aur, deși face parte dintr-o colecție foarte serioasă, am încercat să-i oferim o copertă care să atragă poate și un copil. Este cumva ilustrat în coperta acestei cărți cerul plin de stele și poveștile pe care acel moment tainic de a te uita noaptea la bolta cerească poate să ți-l trezească în interior. Muntele de Aur este
un univers alcătuit din două părți. Este vorba, în primul rând, despre povestiri, despre Baal Shem Tov, despre acest rabin Israel, care este numit și rabinul numelui cel bun sau rabinul numelui minunat, al numelui sfânt. Este acest personaj mitic despre care, atunci când începi să pui piesele una câte una într-un puzzle ordonat, descoperi că nu se știe sigur când s-a născut. A fost la 1689, la 1699, la 1700 sau mai târziu sau mai devreme. Deci, încă de la început, imaginea lui Baal Shem Tov, care efectiv îți umple inima atunci când îl rostești, este undeva pierdută într-un spațiu ca de final de secol, de secol 17, început de secol 18, te duce într-un timp mitologic. Faptul că acest personaj nu știi sigur de unde vine și când a apărut. Însă cuvintele lui, așa cum istoric, sunt salvate de multe figuri de literați și de cercetători științifici și de comentatori ai povestirilor hasidice, este setată undeva la început de secol 18, viața lui având un final omenesc undeva la 1760, însă cuvintele lui, având un parcurs care, iată, a ajuns până astăzi la noi și farmecă mintea umană și, și dincolo de ceea ce înseamnă cultura ebraică. Adică este o carte, într-adevăr, care are ca și sursă înțelepciunea cabalei, înțelepciunea ebraică, înțelepciunea tipic evreiască despre ce înseamnă legătura cu Dumnezeu și cum poate fi onorată în viața de zi cu zi această legătură. Dar are apel foarte puternic la, indiferent ce strădanii religioase sau filozofice sau practici spirituale ai avea, pentru că în egală măsură am regăsit în Muntele de Aur aceeași plăcere a povestirilor comprimate ca și sens, pe care am regăsit-o poate în coanurile japoneze sau, într-adevăr, în parabolele biblice, ori în basmele rusești. Pur și simplu este vorba de esența care transpare din spațiul mitic, dar care te ancorează într-o ordine superioară a existenței tale. Și în acest sens, începutul cărții, pe care îi datorăm lui Meir Levin, care a și cules aceste povestiri despre Baal Shem Tov, povestirile sunt povestiri care au circulat. El ca și personaj real nu a scris niciodată aceste învățături transformate în povești, însă cuvintele lui au fost mai târziu, după moartea sa, puse în scris de discipolii săi. Vorbim aici de Baal Shem Tov, care este tzadik, adică este acest învățător al satului. Este omul care, la fel cum povestea și recomand celor interesați și de profunzimile istorice ale hasidismului, să urmărească după acest mic moment împreună și interviul oferit de domnul profesor Teodoru Ghiondea pe marginea acestei cărți și acolo vor afla mai multe detalii. Tzadikul este un personaj care, simțind chemarea unei voci interioare profunde și simțind absolut în mod natural această iubire de a se aplica către tăcerea în care să contemple divinul, pleacă din satul său. Vorbim aici de un personaj care a trăit undeva în nordul Moldovei, Basarabia de astăzi, undeva în sud-estul Ucrainei, aflată sub conducere poloneză. A plecat din sat urmărind această voce interioară. Una dintre povestirile din carte chiar reliefează această figură a copilului care aude vocea lui Dumnezeu și știe că plecând de acasă va fi purtat în pădure, în acel loc sfânt în care îi se vor revela misterele. Ei bine, Baal Shem Tov face acest lucru, este tzadik pentru că și-a urmat chemarea, a renunțat la lume, la ordinea firească a lumii, a trăit în simplitate, a învățat să urmeze calea interioară a vocii interioare și în egală măsură reîntorcându-se în lume pentru a împrăștia informațiile revelate de care el a avut parte, reușește să trăiască în simplitate, reușește să trăiască de cele mai multe ori ascuns, pentru că tzadikul
Duhul este o figură a înțeleptului care nu se revelează lumii. Și iată, iarăși un punct comun și cu creștinismul, duhovnicii înzestrați cu carismă. Niciodată nu vor spune, întrebați fiind, dacă au haruri divine, cum este să zicem vizionarismul sau poate harul vindecării, nu vor recunoaște că au acest har, pentru că, de fapt, taina harului constă în a rămâne atât de bogat pe interior de coborârea divinului și, în egală măsură, de a trăi în cea mai mare simplitate, poate chiar ascunsă uneori, în tainicie, cum se spune, față de restul lumii. Și asta ca să-ți păstrezi starea de pioșenie. Bun, țadicul acesta, în prima parte a cărții, este revelat printr-o groază de povestiri extraordinare, absolut atrăgătoare, magnifice și care te poartă, fie că sunt scurte sau lungi, în a atinge cu fiecare povestire acest vârf al muntelui de aur, în care, la finalul fiecarei povestiri, ți se revelează o parte din ceea ce înseamnă misterul acestei vieți. Este o carte la care pot face apel în egală măsură copiii, dar și adulții. De aceea și spune Mary Levin la începutul cărții că este cartea cu care copiii evrei care n-au avut cele 1001 de nopți de povești, au avut povestirile lui Baal Shem Tov care să le coloreze universul imaginar și să le sădească valorile ebraice, valorile culturii din care ei veneau. În egală măsură, părinții lor puteau să obțină din aceste povestiri poate o alinare în fața timpurilor haotice și constrângătoare în care au trăit. Așa să împărtășesc cu dumneavoastră, cred că ceea ce pentru mine a însemnat esența acestei cărți este un citat foarte scurt. Israel a coborât din munți în Medzibuz pentru a învăța pe oameni să trăiască cu bucurie nemăsurată. Căci bucuria din fiecare lucru viu, spunea el, este forma cea mai înaltă de venerare. Pădurile sunt sfinte, la fel și câmpiile. Fiecare piatră și fiecare fir de iarbă conțin o scânteie din sufletul cel viu. Fiecare act al vieții, respirația, mâncatul, mersul, trebuie îndeplinit cu ardoare, bucurie și extaz, căci fiecare dintre ele vorbește de Dumnezeu. Este o carte pe care am lucrat-o ca și redactor cu o bucurie crescândă, cu fiecare poveste. Aș vrea să mai împărtășesc câteva lucruri despre această învățătură simplă, care merge direct la inima oamenilor, despre cum se spune că tzadikim aveau această putere să, prin cuvinte simple și prin povești ca și pilde, să reușească să trezească înțelepciunea contemplării divinului în propria lor inimă. Cartea vorbește despre intenția puternică în rugăciune și modul în care a avea o intenție clară și puternică într-un moment tainic cum este rugăciunea, poate să creeze miracole în jurul tău. Vorbește despre sfințenia literelor din textele sfinte pentru Baal Shem Tov. Cartea sfântă, cuvântul scris al lui Dumnezeu era nu doar un obiect încărcat cu har divin, era în sine poarta de acces în orice moment către extazul mistic al celui care simte uniunea cu Dumnezeu. Bucuria ca și forță de urmat în toate cele, în fiecare zi a vieții tale. Și aici este o lecție absolut importantă pentru cei mici care la un moment dat întreabă, există sau nu Moș Crăciun, regret că Moș Crăciun este mama sau tata, dar în egală măsură, cu lacrimi în ochi anul acesta, am simțit să explic copiilor că Moș Crăciun sunt ei, că magia există, că magia nu este ceva diferit de realitate, iar în această carte am simțit în cuvintele simple ale acestor învățături că într-adevăr, dacă vrei să simți magia, o poți simți și în cele mai mici gesturi de fiecare zi. Cartea aceasta este plină de semne și simboluri, pe alocuri de ritualuri magice pe care nimeni poate nu ți le explica niciodată și doar în mod intuitiv ai simțit că așa se face. Sunt povestiri care explică foarte concret cum tzadikim știau să deschidă spațiul de putere, se luptau cu puterile malefice și reușeau să invoce puterea Duhului Sfânt, puterea divină,
care să fie alături de ei și să rezolve situația în care se aflau. Este o carte plină de învățăminte despre extazul mistic și cum este el trăit în viața de zi cu zi, despre curgerea vieții și a vedea lumea și întâmplările vieții ca pe o perfectă așezare în ordine a unei povești dictate de divinitate. Se vorbește despre, cu fiecare poveste, despre virtuțile care te înalță ca și ființă umană, despre a învăța să trăiești în simplitate și poate câteodată în sărăcie, austeritate, da? Materială, dar în egală măsură să simți această deplinătate a stării de bogăție interioară prin conectarea cu divinul. Se vorbește despre puritatea sufletului, care este mai presus de preamărirea lumii. Se vorbește despre rău, despre malefic, care face parte din gloria universală, căci și răul a cunoscut suferința, iar asta îl face să fie parte din magicul acestei vieți. Pentru că doar ființa umană este capabilă să simtă suferința și să înțeleagă taina. Se vorbește în această carte despre coborârea care face parte din urcare. Ori minții unui copil și chiar și unui suflet și minții unui adult, aceste simple cuvinte, coborârea face parte din urcare. Este imposibil ca acest paradox să nu nască în tine deja niște explozii de legături și conexiuni și poate de înțelegeri mai profunde ale unor momente din viață în care ai simțit că drumul tău coboară cu viteză, ți-e teamă că s-ar putea să nu se mai schimbe niciodată direcția și totuși într-un moment tainic, la momentul perfect, să fii pur și simplu ridicat și drumul tău să aibă atât de mult sens dintr-o dată, față de toți anii de îndurare și poate de coborâre la vale. Se vorbește în povestea prințului alcătuit din nestemate, în întregime din nestemate, de fapt despre călătoria omului de la uman la a descoperi în sine cine este cu adevărat, puterea sinelui și puterea interioară. Se vorbește despre sufletele predestinate în povestirea Două suflete, se vorbește despre povestea timpului în această carte și nu în ultimă instanță se vorbește despre magie, astrologie, predestinare, iar oricare dintre aceste povestiri transpare de fapt această dublă conotație. Dacă pentru mintea unui copil aceste povestiri sunt despre magie și fabulos, despre o altă ordine care poate fi ghicită și în ordinea lucrurilor de fiecare zi, pentru adult această paralelă cu lumea simbolurilor este extrem de clară. Transpare prin fiecare poveste, de fapt, copacul vieții, Sefirot, fiecare personaj este un simbol pentru valorile, puterile și poate luptele pe care tu ca adult le întâmpini în fiecare zi în viața ta. Este o carte care bucură sufletul, cu adevărat. În timp ce te ascultam, am vrut, dar ai povestit atât de frumos încât am zis nu, te lasă să-ți termini ideile. Vreau la un moment dat să intervin pentru că vorbeai despre magie, pentru că vorbeai despre copii, pentru că vorbeai despre un soi de înțelepciune ancestrală, înțelepciune populară și toate aceste povestiri luate cumva din folclorul popular, ceea ce se întâmplă de altfel sau s-a întâmplat în ultimele veacuri, în ultimele secole și în tradiția populară sau în folclorul popular românesc. Și am făcut așa, apropo de ce spuneai tu de conexiune, am făcut niște legături și tu ai amintit puțin mai devreme, eu înainte mă gândisem la acest lucru, dar ai spus-o tu, m-a dus cu gândul la Scheherezada 1001 de nopți, m-a dus cu gândul la povestirile lui Nasrattin Hoxha, da? Pentru că tot vorbim despre înțelepciunea populară, m-a dus cu gândul, bineînțeles, pentru că ai pomenit și tu la magia Crăciunului. Și dacă ar fi să mă gândesc la zona populară românească, mă duce cu gândul iarăși la un personaj care cumva seamănă, să spunem, cu ceea ce este Nasrattin Hoxha, să spunem, dacă facem niște conexiuni ale spațiului geografic, mă ducea cu gândul la Păcală. Păcala al nostru, da? Înțelepciunea aceea populară.
Deci, uite, în timp ce spuneai cum mă gândeam și la alte zone geografice și la alte tradiții populare, spirituale, cu care putem face legătură prin intermediul cărții Muntele de Aur. Este genul acela de carte, într-adevăr, evident cu specificitățile universului hasidic, Yiddish, de această dată. E vorba de un personaj popular, dar în egală măsură este un personaj elevat al poporului. Adică există diferențe între toate figurile despre care aminteai și tu acum, despre Scheherazade, despre Nasrattin Hodža, despre Păcală, și ceea ce este un tzadikim. Sunt arhetipuri diferite care, de fapt, accesează informații universale. Iar acest tzadik, acest înțelept, acest sfânt al comunității, este mai mult decât un preot, acum am înțelege noi într-o comunitate românească, și este, în egală măsură, mai aproape de imaginea misticului. Este acel personaj ascuns, dar în egală măsură omul la care pur și simplu, dacă ar coborâ în mijlocul comunității, toată lumea s-ar aduna și ar asculta poveștile, iar imediat ce povestea s-a terminat, el ar dispărea fără urmă, amestecându-se cu chipurile necunoscute ale celorlalți oameni de pe stradă. Este ca și cum prin tzadik, cumulul de înțelepciune al spiritului care trăiește în comunitate, reușește să se adune într-un pilon de lumină și să se clarifice, poate chiar într-o poveste, ca sub forma unei pilde, este împărtășită comunității, iar după aceea individualitatea lui, imaginea lui, nici nu mai contează pentru că se retrage înapoi. Misiunea lui a fost îndeplinită. Muntele de Aur a fost împărtășit cu ceilalți oameni și asta nu pur și simplu ca o informație care să reziste în timp, sub forma istoriei comunității, ci ca povești pe care oricare dintre cei din comunitate, în momente de taină, în momente de greutate sau poate de bucurie, reamintindu-și-le, să poată să găsească puterea interioară și înțelepciunea de a trece prin acel moment greu sau haotic prin care trece. Au o putere extraordinară și m-aș bucura ca Muntele de Aur să facă parte din bibliotecile cât mai multor copii de la noi și în egală măsură să devină un obiect pe care oricare dintre noi, atunci când își dorește cu simplitatea magiei de poveste, să-și hrănească viața de zi cu zi. Îmi doresc cât mai mulți oameni să poată să aibă acces la această carte, pentru că magia este simplă, face parte din realitate, este un concret și ține de a alege să trăiești în bucurie, cum spunea și Meyer Levin la începutul cărții, să trăiești în bucurie fiecare respirație și fiecare pas pe care îl faci în această descoperire de sine, de fapt și de drept. Vă urez lectură plăcută și m-aș bucura tare mult dintre cei care citesc această carte să ofere către echipa noastră o părere. Și cum a fost să descoperi Muntele de Aur? Dragii noștri, am vorbit astăzi în cadrul campaniei Cabala, Puterea Cuvântului și Alchimia despre o carte minunată, așa cum spunea colega mea, Andreea Tincea, senior editor, herald, coordonator al colecției Sefer. Este vorba despre Muntele de Aur, minunatele povestiri hasidice despre rabinul Israel Baal Shem Tov, o carte publicată în colecția Sefer a editurii Herald. Cu același mesaj aș încheia, cu același îndemn de a citi această minunată carte. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei Cabala, Puterea Cuvântului și Alchimia. Mulțumim din suflet, Andreea Tincea, pentru timpul acordat, pentru informațiile extrem de prețioase și puse așa sub o formă de povestire, efectiv, parcă ai povestit ca și cum aș fi fost acolo în cartea respectivă, în cartea Muntele Tăcerii. Dragii noștri, vă mulțumim cu recunoștință că ați fost și astăzi alături de noi. Să aveți o zi binecuvântată în continuare și lectură plăcută. La revedere!